Bună ziua, mă numesc Florian Titus Ardelean, semnez coloana sonoră a filmului Două Lozuri și m-am ocupat de sunet încă din partea de preproducție, apoi am înregistrat sunetul pe platou, până la partea de studio, editare, montaj de sunet, zgomote și mixaj 5.1. Este al doilea film pe care îl înregistrez pe platou și primul film pe care îl mixăm în studioul nostru. Încă de la început scopul a fost să se înțeleagă foarte bine dialogul, indiferent de condițiile de vizionare. Am optat pentru o perspectivă foarte apropiată a vocii și n-a fost nevoie să re-înregistrăm absolut nimic. Tot dialogul este înregistrat pe platou și chiar dacă am lucrat aproape 400 de ore pentru partea de postproducție, am văzut filmul de 10 de ori, știu pe din afară toate replicile din film, încă mi se mai pare amuzant și sunt sigur că este un film care merită văzut. Căutăm doi bărbați care au fost aici în bloc acum câteva zile și mi-au furat o borsetă. Bărbați n-avem. Femei, da, bărbați nu. Biletul era în borsetă. Ce te-ai speriat, mă, așa, ți-a plăcut asta? Da, mă, se speria prost. Ce e acolo? Și înăuntru era ceva de valoare mare. Exact. Hai să trăiești. E la ei, e la băiatul înalt. Înalt? Da. Păi a luat-o ăla, spune. Deci, crezi că-i găsim pe hoți? Bineînțeles. După ce terminați declarația, imediat vom trimite echipa de la criminalistică să inspecteze locul. După aceea vom bloca frontierele și vom da căutarea pe Interpol. Mai mult de atât nu putem face. Și în cât timp credeți că-i găsiți?